În momentul de față, practic, nicio operație nu se poate efectua fără o minimă evaluare imagistică a pacientului în prealabil. Nu, rezonanță magnetică poate fi făcută și de două ori pe zi, fără niciun fel de problemă, deoarece folosim strict un câmp magnetic pentru a obține imagine. Problema cu cancerul de pancreas este că nu dă semne. În momentul în care deja ai semiologia semnele unui cancer de pancreas, de cele mai multe ori îl găsești cu ghilimele de rigoare depășit sau într-un stadiu în care nu prea mai ai ce să faci, nu prea mai ai opțiuni terapeutice. Prieteni, salutare din nou și bună seara tuturor aici la doctoria lui Chioțea. Alături de mine un medic de elită și simpatic și optimist și foarte inteligent și avantgardist, domnul doctor Adrian Dijmărescu. Vă salut, domnule doctor, bine ați venit la noi. Medic primar radiologie imagistică cu doctorat în cancerul de pancreas. Vedeți cancere, nu, în fiecare zi, cu ajutorul imaginilor. Asta înseamnă. De fapt, și le și tratați, cumva, nu? Îi ajutați pe colegii dumneavoastră, chirurgi. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, da, din păcate, incidența cancerelor și mai ales în sfera digestivă este foarte mare. Fie că vorbim de cancer de colon sau cancer de rect, fie că vorbim de cancer hepatic sau cancer pancreatic, fiecare au incidențe destul de mari în populația generală. Că vorbeați de ajutorul pe care îl oferim noi colegilor, în momentul de față, practic, nicio operație nu se poate efectua fără o minimă evaluare imagistică a pacientului în prealabil. Fie că vorbim de metode simple, de exemplu în cazul unei ocluzii poți să faci o banală radiografie abdominală, fie că vorbim de operații laborioase în care pacientului trebuie să îi se facă tomografie sau rezonanță magnetică. Practic, specialitatea dumneavoastră cuprinde toate aceste, da? Vă place mai mult unul dintre aparatele astea de care ați pomenit mai devreme? Unul sau altul? Bineînțeles, tuturor ne plac lucrurile mai moderne sau care, da, absolut, care îți oferă cele mai bune rezultate. Ca și imagistică folosim în primul și în primul rând tomografia și rezonanța magnetică. Contrar percepției populare, doar una dintre ele este iradiantă și anume tomografia. Rezonanța magnetică se bazează pe un magnet, deci nu este o metodă care iradiază. Încă crede lumea că rezonanța magnetică, da, iradiază. Da, e o întrebare frecventă, dacă poate să facă și de câte ori poate să facă în timpul unui an un pacient, că e frică să se iradieze. Nu, rezonanța magnetică poate fi făcută și de două ori pe zi, fără niciun fel de problemă, deoarece folosim strict un câmp magnetic pentru a obține imagine. Nu cred că există neapărat o metodă preferată. Ce trebuie cunoscut este că și metodele nu sunt neapărat una superioară celeilalte. De multe ori sunt complementare. Există cazuri în care pentru o anumită patologie sau pentru un anumit tip de cancer, să zicem că tomografia computerizată oferă un diagnostic mai rapid sau mai ieftin sau pur și simplu mai bun decât în cazul rezonanței magnetice. Există și cazuri în care dacă nu te lămurești prin tomografie computerizată, te poți folosi de rezonanță magnetică să te lămurești cu ghilimele de rigoare în cazul unei leziuni. Deci, mai degrabă, metodele nu sunt superioare, sunt complementare. S-a ajuns departe. Mi-aduc aminte de unul dintre primele aparate de rezonanță magnetică pe vremea când eram student, venise la Spitalul Teodor Burghele, acum aproape 30 de ani, na, și era ceva wow. Erau vreo 2-3 în toată țara. Unde s-a ajuns? Progresul tehnologic și aici este unul fantastic, presupun. Da? De la un an la altul se mai naște o precizie mai mare, nu? O chestiune superioară. Vezi și mai mult în profunzime, presupun. Când vorbim de rezonanță magnetică, așa, în momentul de față, cel puțin în România, pe uz uman folosim maxim 3 Tesla. Adică sunt aparate de 0, cele mai răspândite sunt cele cu câmp magnetic de 1,5 Tesla și mai nou aparate de 3 Tesla, care sunt destule și în București. Ce înseamnă 3 Tesla pe limba publicului? De câte ori e, nu știu,
mai mare, mai puternic magnetul ăsta decât forța gravitației, să zicem. Da. Nu cred că ești cea mai fericită comparație. Da, întreb ca un profan. Încerc să explic cât se poate de simplu. Dacă în mod normal marea majoritate a aparatelor folosesc un câmp de 1,5 Tesla, câmpul de 3 Tesla este practic dublu. Ce înseamnă? Prin ce se traduce aceasta? Se traduce în primul și în primul rând printr-o rezoluție spațială mult mai bună. Adică poți să faci o diferență între țesuturi asemănătoare și apropiate mult, mult mai bine. De asemenea, poți să caracterizezi și poți să descoperi leziuni la nivelul milimetrului, de ordin milimetric. Un alt avantaj al acestui... Așa ceva s-a ajuns. Da. Un alt avantaj al aparatului de 3 Tesla față de cel de 1,5 Tesla este că în anumite cazuri se pot scurta timpii de achiziție. Adică, să zicem, dacă în mod normal, clasic, pacienții cunosc o examinare de coloană lombară, dau un exemplu banal, se efectuează în 30 de minute, e, pe 1,5 Tesla poți să efectuezi în 15 sau 20 de minute. Deci, practic, o scădere, o treime din timp poți să-l reduci folosind un câmp mult mai puternic, și anume dublu de 3 Tesla. Spectaculos, într-adevăr. Pentru ce se face RMN? Hai să o luăm așa, ca să știe lumea, pentru că vorbim pentru oamenii obișnuiți, chiar și pentru cei care cred că această rezonanță magnetică, și nu trebuie să mai credă asta, te iradiază. Practic se poate face rezonanță magnetică pentru orice. Mai puțin pentru plămâni. În rezonanță magnetică, aerul reprezintă unul dintre principalele artefacte. Plămânii fiind plin cu aer, nu se face de elecție rezonanță magnetică. Bineînțeles, se poate face rezonanță magnetică la nivelul peretelui toracic, adică poți să evaluezi coloana toracală, arcurile costale, sternul și așa mai departe, toate structurile moi, părțile moi. Însă, efectiv, pentru parenchimul pulmonar, nu poți să faci rezonanță magnetică pentru că obții un foarte mare artefact. În cazul plămânului, CT-ul rămâne metoda gold standard. Gold standard, standardul de aur, este metoda care îți oferă cele mai multe informații despre acel țesut, organ, parenchim și așa mai departe. Ne întoarcem la cancere, că cu asta am început și mă gândesc că bântuie așa printre noi o grămadă de pericole. Metode cât se poate de clare și de diagnostic din ce în ce mai precis. Predomină cancerul din ce în ce mai mult în ultimii ani? Ce descoperiți? Ce grozăvi? E interesant jobul ăsta al dumneavoastră, să vă uitați în interiorul omului și să descoperiți nenorocul acolo. În primul și în primul rând aș vrea să încep spunând că cancerele sunt din ce în ce mai frecvente datorită faptului că imagistica este mult mai avansată și datorită faptului că pacienții au un acces mult mai facil la metode imagistice superioare. Deci nu sunt mai multe ca înainte, poate, nu, practic, și sunt mai ușor de descoperit. Ne-a crescut nouă posibilitatea de detecție. Gândește-te că în momentul de față, practic, orice spital deține un tomograf. Că se folosește, că nu se folosește, cum merg lucrurile la noi, da, îl are. Deci, practic, posibilitatea de detecție a leziunilor canceroase există la orice curs de stradă, ca să zic așa. Prin prisma asta, la nivel mondial, clar am descoperit mult mai multe cancere față de acum 20-30 de ani și astfel putem spune, da, ok, sunt mai răspândite. Dar, în esență, practic, noi ne-am crescut capacitatea de a detecta. Când vorbim de metodele imagistice, pentru fiecare tip de cancer în parte există o metodă de elecție, o metodă gold standard sau alte metode. Fie că vorbim de cancerele intestinale, unde folosim mai degrabă tomografia computerizată, practic un cancer de colon se diagnostichează, se stadializează prin tomografie computerizată, însă diagnosticul de certitudine este tot timpul dat de rezultatul histopatologic. Practic să poți să spui cu certitudine, da domne, acolo este un cancer, un adenocarcinom, pacientului aluia trebuie să-i se facă o biopsie. Sunt. Însă imagistica joacă rolul foarte important de a caracteriza complet acea leziune și de a caracteriza tot ce înseamnă mediul înconjurător leziunii, plus posibilitatea de a detecta dacă există metastaze la distanță. Fabulos. Ce e cel mai fascinant
în meseria. Sunteți primul radiolog imagistic cu care stau de vorbă și tocmai de asta. Poate că și în limbajul public s-a banalizat. Du-te și fă-ți un RMN, fă-ți un CT. Nu ți-l faci tu, ți-l face doctor în primul rând și ți-l interpretează medicul. Ce e cel mai fascinant în meseria asta dumneavoastră? Cum ați spus mai devreme, cel mai fascinant lucru este că poți să vezi în corpul omului. Și chiar unde vrei tu să vezi în corpul omului. Când v-ați făcut ultimul RMN? Eu personal cred că acum... Sau când vi l-a făcut cineva, mă rog, așa. Nu, cred că astă vară mi-a făcut. Preventiv așa sau... Nu, nu, cu ocazia unei sinuzite, din păcate. Aha. Din cauza durerilor de cap am preferat să discut cu un coleg și mi-a recomandat să-mi fac totuși un RMN, să excludem altă cauză în afară de acea sinuzită. Dar, încă o dată, e un defect profesional, ca să zic așa. Doctorat în cancerul pancreatic, da? E o formă gravă asta, cancerul de cancer și de care nu prea se scapă. Dar se poate detecta din timp. Dacă se detectează din timp, sunt șanse? A mai evoluat medicina? Da, a evoluat. Problema cu cancerul de pancreas este că nu dă semne. Nu dă semne. În momentul în care deja ai semiologia, semnele unui cancer de pancreas, de cele mai multe ori îl găsești, cu ghilimele de rigoare, depășit sau într-un stadiu în care nu prea mai ai ce să faci, nu prea mai ai opțiuni terapeutice. Bineînțeles, există și cazurile norocoase în care se descoperă leziunile de adenocarcinom, asta fiind principalul cancer pancreatic, și se poate interveni chirurgical. Însă, este o chirurgie care este foarte țintită, o chirurgie laborioasă, ai nevoie de o experiență foarte mare și de un centru dedicat să poți să faci niște rezecții pancreatice cum trebuie. Când vorbim de cancer de pancreas, vorbim de CT în primul și în primul rând. Fie că îl descoperim, fie că îl stadializăm, examinarea CT are un rol foarte, foarte important. Practic, stadializarea cancerului depinde de invazia vasculară, adică dacă acesta se învecinează cu marile artere care duc sângele către toate organele abdominale sau nu. Asta practic îți spune ție dacă o leziune de tip canceroasă pancreatică poate fi sau nu poate fi rezecată chirurgical. Și aici CT-ul cu contrast, angio-CT-ul, joacă cel mai important rol. De la cancerul pancreatic să trecem la alte tipuri de cancere care prevalează. Alegeți dumneavoastră vreo 3-4 și să le luăm pe rând. În cancerul, nu știu, renal, vezical. Da, în sfera urologică, da. La fel, marea majoritate a leziunilor de tip canceros se diagnostichează și se stadializează prin tomografie computerizată. Fie că vorbim de cancer renal, fie că vorbim de carcinom urotelial, care poate fi la nivelul ureterului sau vezicii urinare, CT-ul, uro-CT-ul, e o examinare de elecție, este gold standard. Ce trebuie știut, ca să zic așa și să ne înțeleagă oamenii foarte bine, este că, ok, chiar dacă nu ai rezultatul histopatologic gata sau urmează să-l faci, diferite tipuri de tumori au diferite tipuri, diferite aspecte, diferite pattern-uri și prin rezonanță magnetică sau prin tomografie computerizată, noi observăm aceste caracteristici, le listăm în raportul nostru, în rezultatul structurat și ridicăm suspiciunea foarte mare de leziune malignă. Aș da un exemplu foarte simplu și, din păcate, frecvent, este carcinomul renal sau așa numită tumoră Gravitz, care are un pattern de încărcare, cum îi zicem noi, wash-in, wash-out. Practic se încarcă repede cu contrast și se și spală ulterior în timpul achiziției, care este caracteristică pentru acest tip de cancer. Deci trebuie să fiți acolo, în momentul ăla, ca să vă... timpii ăia sunt limitați, evident, da? Sunt niște timp prestabiliți, există niște protocoale standardizate și, practic, examinarea constituie în 4 faze. O fază nativă, adică faza fără contrast, în care corpul este scanat din cap până în picioare. Din cap până în picioare, vorba vine, în zona aia acolo mai mult. Abdominopelvine. Da. Ulterior se administrează substanța de contrast intravenos și la anumite intervale de timp se mai face încă o scanare. Aha, am înțeles acum. În funcție de ce organ țintim și în funcție de ce dorim să vedem,
Timpii ăștia se pot modifica. Adică există un protocol de, nu știu, angio-CT pentru vase. Este doar din doi timpi. Există protocoale pentru ficat, care constituie din patru timpi. Există protocoale de uro, care la fel sunt din patru timpi. Chestiile astea sunt practic niște detalii tehnice pe care noi le stabilim când întocmim un protocol de genul acesta. În lumea asta a computerelor tomograf, ce fel de clasificări sunt? Mi-ați vorbit de Tesla la RMN, aici claritatea tot mai mare de unde vine? De, să zic așa, puterea tubului, cu ghilimele de rigoare, uh-huh. Adică câte slice-uri se pot face. La ce s-a ajuns, apropo de... practic asta se face, uh-huh. Acest CT, îți scanează corpul... Exact, felie cu felie. Precum tai salamul, ca să zic așa. Le adună pe toate, le pune cap la cap și te reconstruiește, ca să zic incredibil. Așa, cu ghilimele de rigoare. Da, așa. În momentul de față, în România, se folosește, și eu folosesc în practica publică, un CT de 256 de slice-uri. Pe centimetru. Pe centimetru. Aha, wow. Deci vorbim de o putere de feliere, ca să zic, da, așa, foarte mare. Cu cât avem mai multe slice-uri, cu atât practic putem să avem o rezoluție spațială mai bună, ne scade timpul de achiziție, practic scanarea durează mult mai puțin. Contează diferențierea asta, 256, că am calculat în minte, de felii, de slice-uri per centimetru, înseamnă 25 pe milimetru, da? Deci un 0, milimetru... 0. Da, de corp înseamnă că este tăiat, da, de 25 de ori, ca să zic. Bun. E diferența asta între prima felie și a 25-a felie din milimetru la tehnic vorbind, așa. Lucrurile sunt mult mai complicate. Practic așa. Tu faci o felie și după aia există o posibilitate de reconstrucție. Am înțeles. Până la următoarea felie și așa, wow. Mai departe. Dar asta e o chestie de inginerie care nu știu cât de apetisantă e pentru telespectatorii noștri. Ce trebuie știut este că un aparat modern poate să facă niște lucruri foarte, foarte bune, și anume poți să obții niște timpii vasculari, niște examinări pentru vase, și mai ales mă refer pentru, să zicem, vasele gâtului sau vasele intracraniene, foarte, foarte bune, de o fidelitate ieșită din comun. Și aici m-aș referi, de exemplu, la examinarea angio-CT de poligon Willis, de vase intracraniene, care este, la fel, gold standard în evaluarea unui potențial anevrism la acest nivel. De asemenea, când vorbim de tomografie computerizată, e foarte, foarte important să știm că în cazul unei suspiciuni de accident vascular cerebral, până când deficitul efectiv se constituie al pacientului, până când rămâne cu urme iremediabile, se poate face acel protocol de stroke, cunoscut în literatură, prin care ai nevoie de o scanare foarte, foarte fidelă a parenchimului cerebral. În funcție de aparat, cu cât este mai bun aparatul, cu atât poți să vezi niște modificări subtile și să acționezi rapid prin tromboliză dacă se impune în cazul acela. Sunteți practic prima linie, să zic așa, sau cel mult a doua, dacă ne gândim la analizele uzuale. Hai să spunem că prima dată vii cu alea, după care te duci la investigații, la imagistică, e coadă la dumneavoastră acolo. Nu știu, toată lumea vrea repede, toată lumea vrea răspunsuri cât mai clare. Insist cu întrebarea asta, în afară de, sigur, sensul metaforic, că privești în corpul omului, care e cea mai mare satisfacție, de fapt, în această meserie? Că de provocare am înțeles. Dar satisfacția, când o ai, când simți, ca în copilărie, când ai rezolvat problema aia și tot sufletul ți se duce, îți iese așa în față și te bucuri de lumină. Când e satisfacția asta? Pot să spun din punct de vedere personal aici, nu discut în numele altor colegi de breaslă, ca să zic așa. De exemplu, satisfacția mea personală e când dau de un caz complicat, care mă pune să mă gândesc, să caut. Mm-hmm. Nu sunt lămurit și atunci încep să caut semne, încep să mă uit, să-mi reamintesc, încep poate chiar să citesc în anumite cazuri, poate e o tumoră rară, să zicem. O altă satisfacție, lucrând în partea oncologică, personală pe care o am, este când avem pacienți oncologici care sunt sub tratament sau care au fost operați și ulterior vin la evaluări. Faptul că putem să le spunem oamenilor lor că sunt cancer-free la câteva
la câțiva ani după chestia, după episodul nefericit, e pentru mine o foarte mare satisfacție. O altă mare satisfacție este la pacienții care au boli care necesită tratament ala lung și urmează, își fac evaluări constante. Faptul că poți să le spui că au o regresie a bolii e iarăși o satisfacție foarte, foarte mare pentru mine. Și o altă satisfacție pe care o am este că am norocul să lucrez cu cea mai bună tehnologie pe piață în România în momentul de față și pot să dau niște diagnostice și să ofer niște examinări de înaltă precizie și de foarte, foarte bună calitate. Unde o să se ajungă cu imagistica asta peste niște ani? Sau poate va mai fi descoperit vreun aparat pe care, la care nu ne gândim acum? Ar mai fi nevoile dumneavoastră, hai să zic așa, astea ca țeluri, ca visuri? Asta e o întrebare foarte bună. Nu știu dacă se va inventa sau nu, cel puțin până în momentul de față, inginerii nu ne-au propus o altă variantă de aparat pentru a oferi imagini. Bineînțeles, cu siguranță progresul va exista. Ce pot să spun că în momentul de față, pentru uz uman, s-a ajuns la câmp de 7 Tesla. În diagnosticul avansat al epilepsiei, cel puțin știu sigur că în Spania se face chestia asta, poți să faci, dacă, să zicem, nu diagnostichezi clar un focar epileptic prin 1,5 Tesla și prin 3 Tesla, există un centru în Spania unde ai posibilitatea să faci 7 Tesla, remene cerebral, cu un câmp de 7 Tesla. Nu-mi închipui, probabil. Wow. E ca și cum aș avea o mașină care poate să meargă cu 500 de kilometri pe oră. Exact. Da, și să nu zboare, evident, că de pe la vreo 200 și ceva poți să... Am văzut imaginile, da. am avut norocul să lucrez timp de 2 săptămâni cu niște medici care făceau chestia asta și da, pot să spun că imaginile sunt, wow, dar toate vin cu niște costuri foarte mari, odată financiare, doi, ai nevoie de cazuri selecționate, examinarea durează foarte, foarte mult, adică sunt niște pași care mai trebuie făcuți până când o să-l folosim și pe acela. E ca diferența dintre televiziunea clasică și, să spunem, cea HD sau cea 4K. Ceva de genul, e o comparație bună. Se simte foarte clar asta. Sunt niște jucării, sigur că presupun în altă tehnologie, sunt niște jucării scumpe. Cum vă simțiți ca stăpân al lor zi de zi? Bine. Mai ales că, na, nu sale dumneavoastră, dar nu le puteți lua acasă. Asta spuneam, că da. Eu totuși, din punct de vedere personal, da, mă bucur să pot folosi niște aparate de o foarte, foarte bună calitate și cu o tehnologie de top în momentul de față, nu doar în România, ci și în lume. Vorbesc de un aparat 3 Tesla pe care îl folosim, care este numărul 1 în momentul de față la nivel mondial. În afară de cancere, sigur, căutați asta, e pasiunea dumneavoastră și provocarea dumneavoastră de zi cu zi. Apropo, că trec de la urmă, evident că descoperiți și alte, vorbeați de coloană și de... Dar mă întorc la altceva, aparatele radiografii clasice, da? Se mai fac în ziua de azi, că fără astea nu se poate, da? Faceți și de-astea. Facem și din asta. Cu asta începem, ca asta să zicem. Se începe întotdeauna cu așa ceva. Păi, de exemplu, o să dau oarecum un exemplu banal. Nu vor dispărea radiografiile. Bun, rolul lor a început să scadă în anumite patologii. Adică nu o să mai stai să diagnostichezi, uite, de exemplu, litiaza renală prin radiografie renovezicală simplă. Aha. Pietrele la rinichi. În momentul de față poți să efectuezi CT cu protocol low dose, nativ, fără substanță de contrast și este, în momentul de față, fiind metoda gold standard în ceea ce înseamnă litiază renală. Dar dau un exemplu mult mai simplu. Orice, nu știu, pneumolog sau medic de medicină internă sau orice alt coleg care pune un stetoscop pe un pacient și aude niște raluri pulmonare, îl trimite pe acesta automat să facă o radiografie pulmonară. Absolut. Deci nu se vor înlocui toate acestea cu CT-ul. Bineînțeles, că vorbim de un copil, că vorbim de un adult, la un traumatism unde se suspectează o fractură, bineînțeles că prima metodă imagistică care o va face va fi să facă o radiografie de membru, ca să zic așa.
La fel, nu sari să diagnostichezi o potențială ocluzie intestinală prin rezonanță magnetică. Îi faci pacientului o radiografie abdominală simplă prin care poți să obiectivezi dacă acesta este în ocluzie sau nu este. Da, magnetul, se spune că n-ai voie să intri cu piese metalice în camera și că trebuie să fie perfect plată sau ceva, de necesită o construcție specială camera pentru remene. La fel, astea sunt niște chestii care mai degrabă le cunosc inginerii. Ce pot să spun pe, mă rog, ca să mai dezalimentez din mituri, este că nu va smulge un obiect din tine dacă îl ai. Exact, un dinte din gură. Exact, principalul lucru care se va întâmpla, pe imagine va apărea un artefact metalic. Apariția acestui artefact metalic practic face neinterpretabilă examinarea. Deci ăsta este principalul risc a introducerii unui corp metalic în camera de rezonanță magnetică. Bineînțeles, există și celebrele imagini care le-am văzut cu toții pe YouTube sau în diferite cazuri în care era un cărucior sau un brancar lipit de magnet. Din păcate se întâmplă, asta e un magnet, e un magnet cu un câmp foarte puternic și atrage obiectele metalice. Însă, faptul că ai un șpan în corp, ca să zic așa, nu o să ți-l smulgă de acolo, cel mult poate o să ai o senzație de încălzire locală, însă pe imagine va apărea un artefact. Ce trebuie să mai înțeleagă pacienții noștri, ca să zic așa, este că strict metalele feroase sunt atrase de magnet, metale neferoase, cum ar fi implanturile de titan, magneziu și așa mai departe, care sunt folosite în momentul de față în tot ce înseamnă chirurgie, nu sunt atrase de magnet și sunt MRI safe, cum le numim noi. Deci pot să facă liniștiți rezonanță magnetică cu o proteză de șold sau o proteză de genunchi. Nu vă doresc decât la mai mare, ce să spun. Am făcut așa o scurtă incursiune în lumea asta. Poate la următoarea emisiune venim și cu niște planșe, nu știu, sau le punem pe un computer să le derulăm în timp ce vorbim și să ne explicați diferența între un țesut normal și unul sănătos, între un cancer și altul. Sigur că nu vom fi noi puși în alegerea, în fața unei alegeri, toți specialiștii trebuie să se pronunță. Vă mulțumesc foarte mult! O meserie interesantă, o specializare cât se poate de interesantă, care nu ar trebui să lipsească nicăieri, domnule Dijmărescu. Adrian Dijmărescu, prieten medic primar radiologiei magistică, alături de noi astăzi vorbind despre descoperiri, despre cancer. Este, nu uitați, apropo, cam, și asta chiar că e ultima întrebare, e bine să faci, nu știu, un remene pe an, în funcție de vârstă, un CT, habar n-am, nu știu, vă întreb, preventiv, vorbind de prevenție. Nu există te duci protocol la remene decât când am probleme, atunci dau de dumneavoastră, da? Altfel nu ne cunoaștem. Da? În principal, dar altfel, nu există protocoale clar standardizate care să spună, da, domnule, trebuie să faci după vârsta de 50 de ani un remene pe an. Exact. Dar e bine ca în momentul în care există o suspiciune, un medic care te ia în evidență sau care trebuie să poată să-ți dea o trimitere să faci o rezonanță magnetică în condițiile în care se suspectează o anumită boală. Faptul că este din ce în ce mai răspândit înseamnă că și populația are un acces mult mai facil la metodele acestea performante. Doamne ajută! Hai România, prieteni, ne oprim aici. O seară bună vă dorim! Cu bine!